Băieții de la Hara, piesa se numește Nu-mi pasă, 12 și 13 minute aici la Național FM. Toată lumea cu telefonul în mână, toată lumea șeruiește pe Facebook, suntem deja live acolo. Wow, 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 ce agitație, m-ai speriat, dragilor, m-ai speriat. Hai să le spunem oamenilor. Ai dat drumul telefonului, ai luat creștile? Deci eu acum sunt aici pe display-uri, pe dispozitive. Până atunci intrați pe Național FM România chiar acum și pe paginile oficiale ale artiștilor Diana Matei oficial, Marian Cleante și Adrian Enache, de asemenea și pe paginile noastre, muritorilor aici de rând, Enache, Diana și Denis Ciulinaru. N-am apucat să distribui, uite, o să mă ocup de chestiunea asta acum. Cât vorbiți voi, nu știu cum să zic, bună ziua, Neața. Bun găsit, iubiți prieteni, da, ascultători Național FM. Bine v-am găsit! Ai pe energie! Pe energie, energie. Diana Matei, Marian Cleante, Adrian Enache. Și bucurii. Bucurii de la Stockholm, când venim din Suedia, da, 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 se știe. De acasă, adică. Credeam că Denis din Norvegia. Nu, am fost săptămâna trecută, dar ne-am mutat un pic mai aproape de microfon, Adi. Am zis să dea bine la capul. Așa, dă bine la capul. Cam așa puțin deschis acolo, așa pentru fane, cald, nu? Așa e și bine, la Național FM întotdeauna este foarte bine. Sunt fericit că sunt alături de prietenii mei valoroși, artiști, de excepție, de colecție, aș putea spune, într-o emisiune care stă să înceapă, dă-n clocot, pe Național FM din 20 septembrie. 20 septembrie, da. Întrebați-ne și noi vă răspundem. Hai să vedem, în primul rând... Ai onoarea ca să dau și-o share-urile. De ce start show, Adi? A, chiar așa, foarte bună de întrebare. Ce start show? Să știi că n-a fost ușor să alegem titlul emisiunii. A fost o ședință. Au fost vreo două, trei ședințe. Am supus la vot și eu, Diana Matei și Raluca, producătoarea, da? Emisiunii, da, pe care o salutăm. Și domnul Popa și toată lumea, toată conducerea, da, Național TV a fost supusă acestui test, da. Și am ieșit cu bine pentru că start, e startul unui nou început. Show pentru un că un fel de show. Este show și deja noi am filmat câteva ediții și într-adevăr este un show în adevăratul sens al cuvântului. Este o super emisiune interactivă, aș putea să spun, e cam unică în România. Da, pentru că multe din momente se fac pe loc, fără, da, nicio repetiție, adică fără scenariu, iar geniile fără ăștia de lângă mine, formația Marian Cleante, nu știu cum pot, de câte ori îi văd, mă aplec și spun onoare. Tu te apleci că ai probleme cu spatele. Nu am probleme, că sunt campion mondial cu Național Artiștilor de 3 ori consecutive. Ai uitat? Și îmi face sport, non-stop. Nu există. Normal, nu. Dansez, cânt acolo, dar vreau să spun, da, cum nu iau ei. Nu ratează nicio ocazie să ne spune pe hall-uri. Mă duc la sală. Da. Fac, da? Nu, mă duc la sală. Și eu merg la sală, la sală de mese. Da? Sala de mese, la toate sălile se merge. Nu, dar important e că atmosfera este tonică la toată lumea din platou. Păi este muzică live, sunt artiștii voștri. Pe care îi difuzați și la radio. Da, pe care îi difuzați și la radio. Artiștii voștri preferați, este super spontaneitate, super atmosferă. Să nu repezi niciodată... Chiar se ține cont de scenariu în totalitate? Care e scenariu? Da. Nu avem. Nu există scenariu. Știu că trebuia să zici asta. Că... Nu, pe de-aia ne-au și chemat. Eu am fost chemat mai de mult să improvizez, am chemat-o și pe Diana Matei, improvizează și ea, dar ies chestiile la rece, așa, la totul natural, bio, cum se spune, nimic prelucrat, artificial, nimic. Cea mai bună dovadă este faptul că mi-a venit pe loc o idee când au venit cei de la Iris, uh-huh, să-i sărbătorim și spun lui Marian, mă uit la el și spun, bă, dar noi nu cântăm nimic în onoarea lor, că vin pe scenă să, da, cântăm ceva. Ziceți, dar nu știu dacă vine vreo piesă de-al lor. Dar acum zic, fă un AC/DC, că Cristi cânta pe vremuri AC/DC și e mare fan, ca și mine. Și am făcut Thunder Strike, și am făcut, la care Marian și ce îmi spune, genial, genial, Denis îmi spune, păi care dintre ele, pentru că singura care are un hit folcloric e Thunder Strike și noi putem cu viorile să reproducem partea cu... Și-am făcut din viori? A nebunit Cristi Niculescu, o să vedeți că e pe YouTube. E pe YouTube deja. A nebunit, a zis așa ceva și mulți, de exemplu Holograf, care nu au venit niciodată la genul ăsta de emisiune, au venit și au spus au venit cu toată ceva. Trupa, că au am venit văzut, cu toată trupa, toată au rămas, trupa. Toate emisiunea au fost, i-am văzut zâmbind la cadru tot timpul, ceea ce înseamnă râdeau, da, da, da. Am avut o idee, am spus Diane, că noi colaborăm pe secundă acolo în platou. Ea nu știe la ce să se aștepte de la mine, nici o de bine, la ea. Mă mai întreabă și înainte de emisiune. Astăzi ești fericită? Și mă uit în ochi și spun. Am mai auzit. Eu vreau să... Deci voi scoateți în evidență treaba asta, că totul este spontan. Dar voi ați avut curiozitatea să mergeți la Raluca în regie, să vedeți ce stresați sunt oamenii. Ei, tocmai din cauza asta. Doamne, rămâne fără voce acolo. Și Carola, și mulțumim întregii echipe. Și Tony, regia de platou.
Mulțumim că ne urmăriți, că noi nu stăm foarte mult la cadru, adică noi n-avem stare să stăm să faceți cadrele, să puteți să tăiați la montaj. Mulțumim frumos că aveți răbdare cu noi. Săptămâna trecută, când au venit băieții de la holograf, să-ți povestesc una scurtă. Îi spun Dianei, ea era pregătită să înceapă cu începutul. Și eu zic, nu începe, nu, mi-a venit o idee, lasă-mă, nu te supăra pe mine. Și ea se uită la mine și zic, ok. Și încep, îi văd pe băieții de la holograf care se uitau atent la noi la început. Și încep, mamă, ce se întâmplă azi cu mine? Vine holograful în platou. Mamă, de e rău sau de bine? Super, vine la holograful la Star Show. A nebunit, a început să râdă. Și îți dai seama că ăștia care sunt dorniși să pentru mine intre. Întotdeauna a fost un mister cum reușiți voi să faceți texte de genul ăsta pe loc. Dar de ce crezi că ar fi foarte, foarte sunt greu? Sunt inginer de profesie, de aia, apropo. Ah, gata, m-am lămurit. Inginer de... metalurgie, așa, un fel de alchimist, de fapt, nu? Adică... Al Coelho, da. Da. Am vorbit cu unchiul și mi-a zis, tu ești alchimistul meu. Da. Uite, deja lumea ne întreabă pe Facebook, mai repede nu se poate de 20 septembrie. Asta da, emisiune. Ne bucură dacă sunteți așa nerăbdători, cum să nu? Da. Dar pe 20. Pe 20, că trebuie să vă ținem puțin în suspans, să vă adunați în număr cât mai mare, că mai avem și noi ceva promovare de făcut. Adică intrăm acum pe online puternic cu paginile de socializare și trebuie să vă informăm, să vă ținem la curent. Important este, dacă ne urmăriți, să știți că noi, pentru că suntem nebuni de profesie și suntem artiști, facem lucruri minunate și toate cele 9 sau 10 ediții care au fost filmate până deja, azi, deja sunt ca un revelion. Exact ce am spus eu zilele ieri. Ieri da. Deci mi se par nu super... că spunem noi. Da. Invitații spun, băi frate, aici la voi ca la revelion. Ei spun asta. Da. Și vin invitați din toate genurile, toate generațiile. Deci cred că am putea să-i mulțumim pe toți telespectatorii. Eu zic că putem să spunem, Adrian, așa, au venit holograf la noi. Facem în felul următor, facem așa, luăm un minut de pauză, da? Dăm și imnul emisiunii, Start Show. Și vreau să-i mulțumesc lui Rareș Varniote, copilul nostru de platină, care a făcut această piesă și a orchestrat-o cu George Cleante, un mare talent, nu-i că e Marian aici. Dar textul nu ți-a plăcut cum l-am făcut? Și textul Diana Matei. Excepțional. Și vreau să vă spun că începe atât de în forță și vitaminizantă această emisiune, încât toți de la început la primele secunde așa fac. A? Ce e asta? Ce ne-a lovit? Ce ne-a România? România? Nu e posibil? Vă spun eu cum facem. Până acum te-am luat pe tine la întrebări. O să dăm când, decât după care mă uit la familia prezentă aici. Da. Normal. Acum, ne întoarcem. Stați cu noi. Munții Apuseni vă cheamă la aventură, la stâna de vale în județul Bihor. În peisajul miraculos de unde vine apa pură a izvorului minunilor, aveți opțiuni de petrecere a timpului liber pentru toate vârstele și gusturile. Acum, parcul de aventură Happyland vă pune la dispoziție 8 trasee de cățărat prin copaci. Nu pierdeți experiența trambulinei cu pernă de aer. Puteți opta pentru tiroliană, bungee jumping, tubing pe iarbă, gravity coaster sau bob alpin. Peisaje ce îți taie răsuflarea și multă aventură la stâna de vale în județul Bihor. Bărbați ca ei nu mai există în zilele noastre și nici westernuri așa nu mai găsești. Dar de râs poți să râzi și azi exact la fel de mult. Cel alb, cel galben, cel negru. În această seară, de la ora 21, la Național TV. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cât a mai rămas. Ce a fost ieri n-o să mai fie. Fără regret o să trăiesc. Start Show de azi cu bucurie. Start Show acum o să pornesc. Haideți toți aici cu noi să vă distrați și voi. Dacă nu vă distrăm noi, cine? Hai să facem show. Noi nu dăm startul fără
să zâmbești. Nu-i târziu să crezi în tine și în ce iubești. Ce a fost ieri, n-o să mai fie. Voi. Dacă nu vă distrăm noi, cine? Hai, hai, hai să facem show cu muzică și flow. Noi nu dăm statul fără tine. Hai, vezi toți aici cu noi să vă distrați și voi. Dacă nu vă distrăm noi, cine? Hai, hai, hai să facem show cu muzică și flow. Noi nu dăm statul fără tine. Adrian Enache, Diana Matei, Start Show. Și Taraful Cleante, piesă făcută dâncă o dată, spunem, de Rareș Varniote și de George Cleante, doi tineri extrem de talentați, care am auzit că o să-mi scrie și mie ceva așa. Opa. De petrecere. Asta se cheamă... mesaj după emisiune. Asta se cheamă trafic de influență. Nepotism. Așa. Nepotism, da. Bravo, Diana. Diana 2, Diana 1, nu știu cum. De la Diana. 1 la 2, la 3, la 4. DNC în DNA. Exact. Oh. Ai văzut? Fii atentă, Diana Matei. Vreau să spun așa, Diana Enache, Diana Matei, ca să nu ne încurcăm. Oricum, când a strigat Diana la început, am răsărit amândouă. Da. Auzi, Diana Lucleante sau Diana lui Enache? A, așa. Da, exact. Diana Lucleante. Cum spune Diana, o găseliță iar, de la mama ei. Și cu o inimă sărătoasă, iubește-mă. Ei, și din Diana, film asta, zice, cum... Publicitate cu Diana Matei și Adrian Enache. Cum ai primit Diana Lucleante propunerea de a prezenta împreună cu Adi? Am gândit vreo trei nopți. Mm-hmm. Fii atent, având în vedere așa. Că anul ăsta a fost pentru noi, pentru artiști în general, complicat. Așa, mai complicat, hai să zicem așa. Eu întotdeauna, cumva, divinitatea lucrează pentru mine și îmi dă întotdeauna niște pârghii din astea să mă activeze, să mă facă să mă simt bine, să fiu fericită. Și cumva cred că am cerut lucrul ăsta. Eu sunt divinitatea. Da. Divinitatea amândoi, da. Tu i-ai zis, n-avem cântări, dar o să se rezolve și treaba asta, nu? Ai simțit? Nu eram deja la național, colaboram. Da, ei au fost și sezonul trecut. Cu mine când eram eu, Corina Chiriac, da. Pe care o salut și o sărut. Și o aștept la emisiune. O aștept. Super. Sigur că ne-a dat confirmare. Ok, da, pe bine. Abia să fie un moment emoționant. Să ne dea așa o puțină binecuvântare, că n-a... Deci ești pentru prima dată în calitate de prezentator, nu? Nu este pentru prima dată, am mai cochetat. Nu este pentru prima dată, dar am făcut așa ocazional o emisiune de Crăciun. Uh-huh. Am mai moderat câte o emisiune specială. Dar niciodată așa o... Titular, ca la fotbal, știi? Titular pe post. Exact, da. Așa. Am luat un echipa națională de fotbal artiști. Foarte am bun. Avut emoții sincere, așa un piculeț din cauza lui Enache. De că ce? M-am gândit că că îmi dă publicitate tot timpul, dar am avut surpriza să întâlnesc un om senzațional. E prea agit, i-ai spus, ești prea agitat pentru mine, nu? Impresia de asta a fost teama, nu? Mi-a fost teamă pentru că el este un tip foarte spontan și de regulă și de știam că nu urmează neapărat un scenariu și m-am gândit că poate n-o să-i fac față, efectiv. Dar este un... a fost așa o surpriză plăcută, super plăcută, pentru că este mai mult decât generos. Uite, pot să-ți spun, că mi-ai zis că niciodată acum nu-ți spun ce simt. Deci nu vine să cred că despre mine. Azi, zice tot timpul că sunt zgârcită și că nu spun, că de asta mă și întreabă tot timpul. Tu ești fericită, ești bine? Adică are grijă... Am grijă de are grijă, da, de psihicul meu. Și pot să spun că deja așa mă simt ca în familie. Sincer, m-am integrat atât de bine și mă simt atât de bine cu echipa oricum asta. Oricum e confortabil pentru că ești cu toată familia la emisiune, eu adică, nu? Sunt cu toată exact. Familia. Dar întotdeauna, ăștia nu mă lasă pe mine singură niciodată. Deci e o chestie de backup. Eu am backup-ul cu mine. Stau cu ochiul situație. Pe tine, să nu... Întotdeauna. Hmm? Când așa, Marian? Nu știu, dar eu cred că e invers. Din ce, de cât îl cunosc eu pe Marian, cred că e invers. Nu, este ok. Un picuț mai aproape de microfon, Marian. Este foarte, foarte frumos. Este o colaborare extraordinară de frumoasă, de bună. Deși se muncește mult. Nu are importanță că se muncește. Chiar câte ore repetați voi pentru emisiune pe zi? Voi, Taraful. Dacă vii duminica seara și lunea seara pe aici, pe hol, începând de la 9 până pe la 1 noaptea, să știi că ai toate șansele să ne găsești. Trebuie să fim pregătiți, pentru că avem mai multe, o plajă largă, să spun așa, de repertoriu. Nu vine cineva și cântă cu noi doar folclor sau doar muzică ușoară. Și atunci,
Trebuie și sunt și multe provocări, da, personaje din asta, lumea populară. Se întâmplă, pac, și trebuie să fii acolo. Cu nebunul nu te pui, dar cine știe cine ce-mi trece prin cap. Și el face multe, așa trebuie să fie pregătit. Dar se repetă, e frumos. Suntem lăudați chiar foarte mult și le-am spus gata. Prea mult. Prea mult, că mi se urcă la cap și mie și colegilor mei. Denis, pentru că este incredibil să-l vezi pe Connector care cântă live cu Cleante. Deci vine da, generația... Da, a cântat Vara nu dorm cu Cleante. Liviu Teodorescu, da. Liviu Teodorescu. Nu dorm? Noi avem experiența asta de foarte mult timp pentru că Diana cântă. Diana mea. Da, așa, așa. Diana lui Cleante. Și Diana ta și Diana mea chiar cântă, fetele astea. Asta am vrut să spun. Bravo. De mult timp. Noi chiar am venit pe piața românească cu fuziunea asta și Diana cântă totdeauna un cover în limba engleză cu o parte din folclor sau dintr-o piesă din muzică. Ne-am adaptat cumva repertoriu în așa fel încât să putem să facem fuziunea asta, pentru că în spectacolele noastre, în show-urile noastre, există această fuziune. Da. Avem și instrumentele potrivite pentru așa și ceva. Instrumentiștii, în primul rând. Avem... Vreau să le mulțumesc și să-i felicit. Sunt minunați, minunați! Niculina Stoican a zis la ultima emisiune: cine-i claparul ăsta? Poți să ți-l iau? Eu zic, e chiar din turnul Severin de lângă tine de acolo. Zice, aaa, nu trebuia să spui asta, leși. Bine, eu am auzit acum, fiind apropiat de fenomen, că e o mare problemă cu instrumentiștii în trupe, da, și că vorbim de o trupă rock, de o trupă de folclor, de... e greu. Eu vreau să găsești oamenii buni și să-i și ții. Este foarte greu, da. Dar omul ăsta de lângă mine, vorbesc de Marian Cleante, are un spirit de lider extraordinar. Să știi. A știut să-și țină echipa și la noi întotdeauna, cumva, dacă la alții au mai plecat din membrii, la noi a mai venit câte unul, pentru că... Momentan noi suntem 16 instrumentiști. 16 oameni? Cam filmul ăla. Am fost mai mulți, am fost undeva la vreo 46-48 cu mine și Diana. Da, la un moment dat, deci, 46 de oameni? 3 trupe. Da. 3 trupe pe care le administram, deci, cumva. Nu e deloc greu acum cu 16. Da. E ușor și... am reușit totdeauna. Deci, practic, lasă-mă să înțeleg și scuză-mă că acum mergeți cu microbuzul, pe vremuri mergeați cu autobuzul când erați 46, da, nu? Luau autocarul când plecau. Da. Să știi că nu, deci nu mergeam toți la un concert sau un eveniment privat. Sau o nuntă, un botez, mai bine. Păi, practic, voi erați jumătate de nuntă. Dacă vă duceați 46, mă gândesc că... Deci, nu? Condițiile actuale, nunta nu se mai ține. Da, exact. Și miri și nașii. Și miri și nașii. Nici măcar să ne mai gândim. Stați-mă, că vorbesc de țipurile bune. Deci nu mergeam toți, mergeam la 3 evenimente, ca să spun așa, iar cel calul care trebuia să alerge cel mai mult era Diana. A, tu treceai de la fiecare echipă. Împărțeam acești 46 de oameni, împărțeam în 3. A, și tu mergeai la un eveniment, cântai, nu știu, făcea program, da, un program. Și pleca, trebuia să-mi știe repertoriu, adică fiecare instrument. A, deci emisiunea de televiziune e parfum acum, adică da, imagine. Eu deci joc asta așa. Să păi spunem că suntem antrenați. Da, în weekend eu fac așa vreo 2-3.000 de kilometri, în perioada asta... 2-3.000 de kilometri pe weekend? Da, cam așa. Cam așa. Depinde de angajamente. Depinde de angajamente, sunt. Da. Dar oricum, ideea asta de... Ai elicopter? Adică... Nu am elicopter, dar eu sunt ca un șofer de tir. Pe mine nimeni nu mă duce, de-aia n-am șofer. Din așa. Acest considerent, niciodată nu mi-am angajat un șofer, pentru că sunt șofer carierist, adică mie îmi place să conduc foarte mult. E moștenire de la tatăl meu. Foarte tare. Și nimeni nu conduce mai bine decât mine, ca să știți. S-a zis. Punct. Da. Nimeni nu conduce mai bine decât mine. S-a notat. S-a notat pentru Bebe și Dragoș care ne așteaptă la mare. Da. Și să revenim la ce se întâmplă la emisiune. Toate lucrurile astea sunt... Nouă ne place ce facem foarte mult. Și cumva am găsit, am avut norocul ca și Adrian să fie la fel ca și noi, să fie nebun, să ne placă meseria. Spontan, să ne placă oamenii, nebun. Să ne placă nebun viața. Nebun frumos, în sensul nebun frumos. Frumos. Nu, nebun poate fi un nebun urât, că nu trebuie să ai o înfățișare foarte frumoasă. Este un om deosebit, este un artist. Un profesionist, mai bine spus. Dacă nu știam până să ne reunim, că noi ne știam de la distanță, ne apreciam la un moment dat. Astrele. Marian m-a sunat acum mult timp înaintea emisiunii, nici nu știam că o să lucrăm împreună, și îmi spune: Adrian, te felicit pentru fata ta, cum ai crescut-o și ce talentată ești și cum știe să se comporte pe scenă și în societate. Și eu zic, pam! Păi de unde? Păi că am avut aseară un eveniment. La Călăraș, mamă, ce emoție aveam! A fost foarte impresionant. A fost la Călăraș, la da, mine. Da, dragă, la tine, pe uliță, acolo, dacă vezi ce nuntă a fost acolo. Aveai tu emoții acolo? Doamne, ce emoții aveam, pentru că era trupa lui acolo și nu stăteau toți la, în spate, cum s-ar zice, da? Stăteau acolo. Să și zic, mamă, să vezi comentează ăștia acolo. Mamă, să arăt și bine, să stau dreaptă, că eu mai stau cocoșată, să zâmbesc, să iau nota la Simply the Best, sus, să o duc bine. Și uite că a fost foarte mișto. Și
după, chiar... Chiar m-a emoționat telefonul lui Marian, pentru că nu se întâmplă foarte des să te sune ceva, să îți mulțumească pentru fată, să... Băi, când cineva are talent, n-are cum să nu fie recunoscut talentul. Și eu am sunat de multe ori pe Marian, dar nu mi-a răspuns, că era plecat. Eram la emisiune, eram la... În Norvegia. Pentru tine. Era în Norvegia, Marian, sau în Suedia. Eram acasă, adică, nu se vede, ce... Mă vedeți, nu? Da, câte ediții ați filmat până acum, Diana? 9? 9? 9? Da. 9 am filmat. Puține, puține. Putem să dezvăluim așa, să spunem, da, și chiar noi ce invitați am așa, avut? Mare. Voi trebuie să spuneți ceea ce aveți voi, pentru că noi am întrebat și nu ni s-a. Atât de greu am aflat despre ce pregătiți voi pe acolo e săptămânile lung, astea. E lung, nevoios până la etajul 2. Tot întrebam, tot, nu, pe asta poți să o zici, pe asta nu poți să o zici, știi? Da. Păi așa a fost o nebuloasă, n-am știut nici noi când să începem promovarea efectiv și să spunem niște lucruri, dar acum cred că avem voie să spunem că am avut în emisiune super artiști și o să spun câțiva dintre ei, pentru că nu-i pot spune pe toți, Holograf, Connector, Pepe, Bela Santiago, am avut Liviu Teodorescu, Juli Maiaia, Ștefan Stan, au fost mulți, care cântă. Foarte mulți. Și Constantin Eșeanu, Petrica Mâțu Stoian, Niculina Stoican, Diana Andreea Enache, Eliana Sima, chiar și Adi de la Vâlcea, nu? Adi de la Vâlcea, Valley the Storm. Valley the Storm. Da, stai, au făcut un fusion foarte frumos. Colegul meu e excepțional. Deci aici sunt surprizele, deci că nu te aștepți la oamenii să cânte altceva decât cu ce ești tu obișnuit. Eu nu sunt obișnuit. Emisiunea Star Show provoacă pentru toată lumea, nu e... Provoacă artiștii să cânte live și de multe ori să cânte un alt gen muzical decât cel cu care ei sunt obișnuiți, ies din zona lor de confort. Și asta este foarte frumos la această emisiune și ne dorim să o creștem atât de frumos și voi să veniți în număr cât mai mare să ascultați, pentru că e o emisiune fresh, curată, este totul live, este autentic, este frumos, este exact... Ce am pățit acum 3 zile la filmări, m-a lovit precum un meteorit un video al lui Adi de la Vâlcea, în care cânta Still Got the Blues al lui Gary Moore. Băi, știi cum cântă la chitară Adi de la Vâlcea? Și a venit în platou și am cântat rock and roll cu cleante și bluzuri de-al lui Gary Moore. Știi cum? Deci, și astea secvențele astea o să le vedem în emisiune? Care un filmuleț și a spus povestea unui manelist. Și a povestit foarte sincer. A fost invitat la un club Hard Rock Cafe și a cântat la Carlo Cafe, Hard Rock Cafe, o seară de blues. Și toată lumea așa zice, Dumnezeu, Adi de la Vâlcea, și el a spus așa, da. Când cântam manele, aveam de toate cele. Dar când vreau să cânt rock, nu, blues și rock, în frigider era mult prea mult loc. Adică mă, dacă asta se cere, asta face. Dar el poate orice. O să intri pe YouTube să vezi Adi de la Vâlcea chitară. Nu nebunești. Și chiar acum pregătesc o piesă cu el, Step Dat Blues, al lui Gary Moore. Auzi, cred că l-am făcut curios și pe Denis. Așa, o să intru. Nu mai așa, mă uit un pic cu imit, așa, nu știu, să cred, să nu cred. Este o emisiune, este altceva decât a fost până acum. Da, și mai mult decât un spectacol. Da. Un alt gen. Luăm un minut și jumătate, după care o să ascultăm și o să și vedem clipul piesei recente, da? Prima zi din, cum se numește? Prima zi din Restul vieții mele. Mamă, ce titlul lung ai pus, atunci, așa, nu, da? Acum intre publicitate. Vedem publicitate. Să vorbim frumos. Ascultăm publicitate. La radio. Luăm piesa pe radio și videoclipul pe Facebook și ne întoarcem, stați cu noi. Ești cultivator de legume și fructe? Produci miere, brânzeturi sau alte bunătăți tradiționale? Crezi obiecte artizanale sau cosmetice naturale? Arată lumii că sunt făcute cu drag în România, că ai investit muncă și pasiune pentru a oferi oamenilor produse autohtone de calitate. IT Genetics te ajută oferindu-ți gratuit etichetele cu mesajul Produs în România. Trimite promo la 1788, număr cu tarif normal în toate rețelele, iar IT Genetics îți trimite setul de etichete Produs în România. Să fim sănătoși! Sus paharul! Asta nu știe. Ce să știu? Nu se mai zice așa. Dar cum? Sus capacul! Serios? Unde scrie, mă? Chiar aici, pe etichetă. Sus capacul și câștigi premii cu sacul! Relaxează-te cu bere, burger, servus și favorit, uită-te sub capac și poți câștiga mii de premii în bani sau bere și marele premiu de 20.000 de lei. Detalii pe promoțiebere.ro.
Sunt de ajuns câteva secunde pentru ca un incendiu să-ți distrugă munca ta de o viață. Protejează acel loc special pentru tine și familia ta numit acasă, cu asigurare facultativă de locuință de la Omnia Sig. Află mai multe detalii despre cum poți obține o astfel de asigurare pe www.omniasig.ro sau în orice sediu Omnia Sig. Alege Omnia Sig cu toată încrederea. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Cu soarta n-ai ce-i face, te învârte cum vrea ea. Păi cinste la un bar și amețește-o tu pe ea. Să-i spui că ai hotărât să nu te mai ceți cu ea. Trimite-o în vacanță să dispară undeva. Să înceapă nebunia, sunt atât de fericit. E seară în buletin, iar în suflet răsărit. La minte așezat, nu mă sperie nimic. Din jaca mea de piele, ce mă strânge doar un pic. Trăiesc cum simt și nu mă mint, de viață sunt iubit. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. Lumea îți va spune că deja e prea târziu. Să începe a creiona vise noi ca un zurliu. Răspunde-i liniștit că tu nu gândești așa. Invit-o la plimbare, o repriză în lumea ta. Hai scrie pe o foaie că avem multe de făcut. Și dă-te pe online că offline ai stat prea mult. De ieri și până azi doar te-ai încălzit un pic. De astăzi încolo ești în formă pregătit. Trăiesc cum simt și nu mă mint. De viață sunt iubit. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. Și nu mă mint, de viață sunt iubit. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. Suntem în direct, Adrian Enache, prima zi din restul vieții mele, cu toți acești invitați talentați și agitați în sensul bun al expresiei astăzi în cam studio. Cam mult, vreau să zic că lui Denis oricum este greu cu mine așa. Aici zilnic, că sunt așa o vitamină și acum au venit încă trei persoane la fel ca mine, îți dai seama. Că mi-e greu. Hai că ești cam obosit după emisie, așa că îți mai trag din energie. La toți mi-e greu, dar nu la toți la fel. Ai văzut, da? Da. Start show, oameni buni, din 20 septembrie la Național TV. În ce zi? O nouă la ce oră? Emisiune. Duminica de la orele 13 am respectat programul orar al Corinei Chiriac.
care... De la Opris Timpul, emisiunea Opris Timpul. La 12 ani, record, să ții o emisiune de 12 ani, este una din cele mai vechi emisiuni pe piața media din România și o felicităm încă o dată pe doamna Corina Chiriac pentru ce a făcut. Cumva este, dacă mă întrebați pe mine, un semn de normalitate, pentru că dacă, nu știu, privim la unele emisiuni celebre din Statele Unite sau din Franța, vedem că ele, sau chiar din Italia, ele se realizează de 25-30 de ani cu aceiași oameni. Și mie mi se pare că acele popoare dau și prin asta o dovadă de stabilitate, da? Dar noi suntem... Noi știm bine că la noi nu se întâmplă neapărat lucrurile. Da, la noi oamenii sunt mai agitați, mai, se plictisesc mai repede, da, da. Și cred că asta ar fi o explicație pentru faptul că se schimbă tot timpul produsele media, că despre ele vorbim, da? Eu cred că de multe ori patronii televiziunilor... Nu au răbdare. Exact, vor cifre. Vor cifre. Și răbdare, despre asta este vorba. Nu au răbdare să mai... Să crești. Să, da. Mă, ce bine vă completați și aici. Dar real vorbind, cam așa se întâmplă. Toată lumea vrea cifre, să-i crească cifra de afaceri. Și, oricum, și ajung voi... să promoveze non-valori și lucruri foarte urâte, doar pentru, pentru oricum, cifre. Voi la capitolul cifre stați foarte bine, că noi doi, eu cu Diana ta, Adi, în fiecare luni de dimineață primeam bilețelul cu... Da. Știi, de sus. Stăteați bine, stai liniștit și cred că o să stați foarte, foarte bine și în sezonul de toamnă. Doamne ajută, noi am depus... mult, adică am pus mult suflet și suntem așa cu inima aveți deschisă. Emoții? Aveți emoții? Pentru cifre? Nu, așa, pentru cum va fi perceput produsul pe care, la da, care lucrați. Da. Avem puține emoții. Emoții constructive, așa, da. Adică nu la modul să... Nu, îți mai spun ceva, uite, eu vreau să-ți fac o mărturisire. De multe ori am sesizat că există emisiuni foarte bune, cu invitați foarte buni, uh-huh, emisiuni curate, emisiuni fresh, care poate nu prind, pentru că a început circarea la asta așa un pic, să dea, să dea foarte bine și să facă cifre mai mult, da, mai mult decât ar trebui. Și stai așa un piculeț cu inima strânsă și zici, băi, mai există oameni care gustă divertismentul de calitate, entertainmentul, în adevăratul sens al cuvântului. Există. Noi asta ne dorim, să-i strângem numărul cât mai mare pe acești oameni. Și, De ce nu să-i aducem și pe ceilalți la noi? La... Da, exact. Că ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Da, până dăm startul, efectiv, să vedem start cum va show, fi primit. Start show, da. Hashtag start show. Eu am niște curiozități. Voi doi în familie, pentru că lucrați atât de mult împreună, voi vorbiți despre serviciu? Tot timpul. Da. Tot timpul? Tot timpul. Da. Știi, dacă există persoane care spun, domne, când intru pe în ușa casei, da, mele, las totul la exact ușă, la noi nu există așa ceva. Adică aveți momente de astea când tu faci o salată pentru Marian și zici, ia, ascult-o pe asta. Tot timpul, da? Asta este viața noastră. Da. Asta este viața noastră. Noi n-am putea să... Noi așa Maria, ne-am cunoscut. Marian, tu ai fioara electrică prin casă? Cred că ai mai multe, nu? Pus așa pe cât o noptieră și când îți vine câte o noptieră. E clasică, da? Da, e electrocasnică. Cum mă vioară electrocasnică, mă? Ei, uite așa, de electrică, dar da, acasă. Da, exact. Da, și eu sunt casnic. Deci, dacă ești acasă, normal. Deci ai aflat. Mai ai puțin și când la cuptorul cu microunde. Da, noi tot timpul vorbim despre muzică, tot timpul ne facem planuri, tot timpul apar idei, tot timpul ne... Deși la două noaptea poate să vină o idee și să mă, efectiv... Ne înregistrăm. Ne înregistrăm. Hai vină repede, sufragerie, că stai puțin, tu o trezești pe ea ca să pună voce pe câte o idee... Nu se trezește singur. Tu ești. Deci am imprimat pe telefon, n-am acum, sunt în live. Am o melodie. M-am trezit la 5 dimineața, că am visat o melodie, nu glumesc. Am visat o melodie, o linie melodică și l-am trezit, vino, ia-ți vioara, hai să mă imprim pentru că îmi fuge ideea, am visat-o. Nu glumesc, am imprimat-o, așa este, o, eu la două noapte, acum două zile, vorbeam cu Marian. Păi și chiar e piesă care va fi cu un nu dormea fit, da, cine nu da, dă mâna încă. Am și făcut-o. Am făcut-o. Așa băi, oameni buni. Da, nu glumesc, așa este. Doarme la două noapte. Mă mesageam cu el pe o piesă să cântăm Summertime al lui Gershwin. Bine, spune, oricum, să facem așa, să facem așa, la două noapte. Tu nu vorbi că tu oricum nu dormi. Deci l-am invitat odată la o emisiune, fii atent. Merg mult cu connector. Aveam o emisiune, nu mai știu, pe la 11, ceva de genul. Și zice, a, păi da, nici nu mă mai culc ca să ajung la emisiune. Zic, stai mă, că e la ora 11. A, nu, că zice, stai, dacă... Stai mă, Denis, că tu nu știi, că de dormi se doarme, dar pregătirea aia, premenirea aia de dinainte, aia e grea de făcut. Și adică, azi la câte s-a trezit la 8 ca să ajung la 12, da? Bine, mă rog, foarte mult pentru toți, mă rog, la
Stai puțin, cum adică te-ai trezit la 8 ca să fii apt la 12, da? Dacă impecabilul cere să fii impecabil, trebuie să te ocupi. Stai să-ți explic. Așa. Toaleta de dimineață, da? Dușul și așa mai departe. Bem cafeluța. Ne mai uităm foarte puțin pe Facebook. Revista presă. Le facem ciocul, mocul, să fie totul bibilit la linie. Nu mai are ciocul. Rugăm. Uite, vezi, nu mai are ciocul. Nu seamăn cu Denis de aia. După nu pot să cred că-s motivul pentru care ți-ai tăiat tu ciocul. Da, după așa. Vine momentul rugăciunii și te rog să vii. În derâdere că știu că tu ești mai... Poftim? O oră jumate durează momentul meu de rugăciune. Pentru că pe parcursul vieții, uite cum am fost cu ei. Eu înainte nu mă rugam pentru cliente. Eu de câteva luni mă rog pentru cliente. Nu te cunoșteam atât de bine, nu mă rugam pentru Denis Ciulinar. Mă rog pentru de asta a început să meargă mie bine. Acum am înțeles. Eu mă rog pentru toată lumea cu care lucrez și care sunt alături de mine și mă chează viața. A ajuns. Da. La început a fost la... E lista aia lungă. Lista, nu pot să trec să nu spun Doamne, să le dea Dumnezeu sănătate și inspirație Marian Cleante, trupe, Diana Matei, Denis Ciulinaru, să continue cu Diana foarte multă vreme de aici încolo, cu succes. Adică eu am frazele care chiar le spun în univers. Și când spui lucruri pozitive și frumoase, ele se întorc. Să știi că fac și eu lucrul ăsta, nu o oră jumătate, dar am învățat și pentru a mă încărca cu energie pozitivă și de a primi de la cei din jurul meu cu care lucrez, cu care intru în contact, multă energie, am învățat că lucrurile astea sunt benefice pentru sufletul nostru. Ieri am ascultat emisiunea voastră, s-au adăugat la rugăciune și băieții de la Ad Libitum Voices. Mamă, cum a contat ieri. Am văzut foarte frumos, ei s-au exprimat în emisiune că o zi înainte au fost filmarea. A filmat la voi, da. Da. La noi, da. Și s-au exprimat, ce să spun, deci de la pop opera să dansezi pe lăutărie, să cânți cu Cleante live în platou, tu Ad Libitum Voices. Nebuneai, nu știu să crezi, dar ce frumos a ieșit. Adică super s-a început procesul la care în Europa a început mai demult cu Bocelli, da, care face featuring cu Sting. Bine, primul care, spuneam și în emisiunea de ieri, primul care a dat lovitura, pur și simplu, a fost Pavarotti, da, cu acele albume el, cu prietenii, cu Sting, da, cu Brian Adams, cu Mariah Carey, cu Celine Dion. Se poate, a început să prindă și la noi contur și să auzi Ad Libitum Voices cu Cleante, ceva inedit, pe cuvânt. Cât durează o emisiune? Montat două ore jumătate? Suntem? Noul format, da, 2:45. 2:45. Pentru programul de televiziune. La înregistrări durează 5-6. Cât văd telespectatorii la asta. Aici este fantastic, așa, pentru că nu se simte cum trec orele. Nimeni nu simte. Vin invitații la început. Băi, Madiuță, vorbește cu Raluca. Nu putem să stăm de într-o oră jumate, maxim două. Și nu mai pleacă. Zic că Pepiță, că a venit Pepe și a spus: Pepe, știi câte ore au trecut? 5, frate, nu mi-am dat seama. E minunat, m-am simțit. Și asta este bucuria noastră. Da, bineînțeles. O emisiune sinceră, așa aș pune eticheta. Foarte, da, frumos ai spus. Da, o emisiune sinceră. Ăsta e cuvântul. Și oricum este incredibil să filmezi 2:45 efectiv montat o emisiune în care se cântă live, în care toate momentele sunt așa, este foarte greu. Îmi imaginez că e o presiune. Este o presiune uriașă și mai mult, de asta Marian zice tot timpul, ne laudă prea mult. Este o chestie extraordinară că invitații simt să spună lucrul ăsta, pentru că este extraordinar, neavând, noi n-avem partiturile, băieții n-au partiturile invitațiilor cu o săptămână înainte. De multe ori cu o zi sau cu două înainte. Avem câteva ore la dispoziție să repetăm și să iasă impecabil. Piesele de club, care de club, în mintea ta sunt, băi, incredibil cum să cânti cu o trupă piesă de club. Corect. A cântat Liviu Teodorescu Obsesie cu Cleante, piesă, da. Îngheți. Foarte tare. Facem așa, o să luăm și o piesă pe care tu ai lansat-o alături de domnul Temișan, da? O piesă foarte bună pe care noi am difuzat-o și o difuzăm. Te îmbrățișăm, te pupăm și te iubim și te așteptăm la noi la Start Show. Acum filmează el. N-are carnet că ei l-au luat ăștia, dar o să vorbesc eu ca să ți-l dea înapoi. Se grăbea să se ducă la o emisiune și o să intervin. La radio ascultăm piesa, pe Facebook și pe YouTube vedem clipul. Ne întoarcem pentru partea de final a emisiunii de astăzi. Stați alături de noi. E deschis, Marian, poți să dai drumul. Nu, să nu vezi, să nu mai vezi, mă, niciodată. Care mai ești aici? Și tu ești Cornele? Mă, n-auzi, mă, 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 mă,
lasă treaba. Umblu pe străzi și mă gândesc la tine, dar știu că și tu te gândești la mine. Cum viața asta ne creează palpitații, tu chiar vrei să trăim ca frații. Când vine seara, te loc mă mate sau tot cine mi ară, nu vrea să audă de somn. Eu mă obie, sufăr de insomnie, lipsa dragostei și apoi în seara de nebătăi. Ai tu de inimioară, o să te încui de seară, să nu știe balea unde e. Că eu sunt șeful. Ah, ce bine sună. Ți-ar de glumă că atunci când ne vedem îmi zici noapte bună. Pa, e groasă treabă. Oare, e groasă treabă. Oare, e groasă treabă. O inimioară am să te cui de seara. E groasă treabă. Măcar prefăte că ai vrea puțin așa din necesitate să te scarpin un pic pe spate. Când vine seara, te loc mânate sau tot cu cine mi-ară. Stai și apoi îți arde de năbătăi. Ai tu de inimioară, o să te încui de seară, să nu știe balea unde ești. Ai tu de inimioară, mă faci tu de o cară, acum toți vecinii știu pe balea îl iubești. Păi zi mai tare, lăutare, să se strângă hore mare. Păi bati tu Aurelian Temișan și... Deci la noi aici în platou, nu știu cum se simte pe Facebook, dar aici zici că e revelionul, sincer. Ne ascultă toată lumea. Mi-a scris cineva, ci că, domnule, ești cam cu minte acolo, cred că e tati în platou. Tati în platou. Nu e adevărat. Uite-mă, aici sunt, uite-mă. Ne ascultă foarte multă lume, Denis, primesc telefoane și de la mare. Eu de seară mă întorc la mare. Katia ne ascultă. Ce faci tu, Katia, la mare în 3 septembrie? Adică ce? Concerte peste concerte. Vreau să spun că lumea e dornică de spectacol. Paradoxal, e foarte multă lume și de la 1 septembrie, acum vremea ține cu noi, iar hotelurile sunt absolut pline. Deci am vrut să fac o rezervare. Mai ales că au scăzut prețurile acum din 1 septembrie. Vremea ține cu noi. Oricum sezonul a început mai târziu și acum oamenii recuperează. Le e dor și au auzit ei ceva, cum că s-ar mai da ceva. Și atunci ei... S-ar mai da ceva și o reducere la cazare. S-ar mai da mai multe. După campania electorală. S-ar mai da o direcție. Și noi că să dă. Bine că se dă. Bine că se dă. Că se dă. Foarte repede au trecut minutele cu voi astăzi. Vezi, așa fac și invitații. Deci 20 septembrie, da, în fiecare duminică de la ora 13. Începe Start Show. Start Show cu Diana Matei, Adrian Enache, Taraful Clean de baletul High Class. Corect, să nu uităm, da, să spunem Andrei și despre Pântea ei. Andrei Pântea și colegele lui, niște copii extraordinar de talentați și de bine crescuți. Care au pregătit, am văzut tot felul de momente de, da, coreografie. Da, și retro. Muncesc foarte mult. Mult, mult. Disco, se poartă disco, vintage,
Deci, de toate pentru toți. Vom fi o bibliotecă. O bibliotecă pentru toți. Citiți-ne din 20 septembrie. Citiți-ne pe televizor. Da, bun, exact. Măi, ce să zic, audiență maximă să aveți, spor în toate, idei multe, spontaneitate, invitați care să spun, să vină și a doua, și a treia, și a patra oară la emisiune. Să-ți arăt telefonul prin mesaje. Vrem a doua oară, vrem a doua oară, a treia oară, vrem. E, vezi? V-ați scos, măi? Ne-am scos. Ce înseamnă? Da. Gata, vă urmărim. Diana, nu... Ai obosit? Eu când ți-am zis, vrei niște apă. E un pic lei de puteri, nu ți se pare? Și ție, Denis, al nostru. Sunt relaxat. Lui general, relaxat. Exact. Ești relaxat. Voi nu mă știți. Da, nu mă știe, mai de multă vreme, da. Eu când sunt așa puțin agitat, îl sun pe el. Și mă calmează, e cam medicamentul meu cel mai bun. Vreau să spunem că noi nu furăm energie, noi dăm energie, adică... Eu cred că astăzi am furat-o. Și are și el nevoie, pentru că de la 15:30... Da, politicieni aici în studio, iar de la... și prin Skype și prin telefon. Sper să se contamineze. Iar de la ora... în dispoziție și să aibă ideile cele mai bune. Dar și poți să-ți las o listă de cerințe pentru politicieni. Da, 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 rog mult. Am și campania o listă. Electorală e lungă și proiect mă voi întâlni cu jumătate dintre ei, așa că da, poți să lași o listă. Și de la 17 și un sfert pe Național TV. Exact. La miezul problemei, tot ediție electorală, dar să știi că lângă lista ta, de fapt lista ta trebuie să o aștepte pe a mea, că am și una foarte lungă. E foarte problem când vine vorba de politică. Tati, accept o provocare? Să spună tati ora exact acum? Național FM, ora 13. Ai uitat, era Național FM, este ora 13. Mai fac o dată. Fără două minute. Național FM este ora 13, fără două minute. Pentru că știu că vrei să știi. Gata, m-a luat promoria. Pentru că știi că vreau să afli primul. Îl salutăm și pe marele nostru actor. Și toată lumea să fie sănătoasă. Purtați mască, spălați-vă pe mâini și uitați-vă la Star Show începând cu 20 septembrie, duminică de la ora 13. După 13, la radio vine Raluca Diaconu. Toate bune, să ne auzim sănătoși. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim pentru găzduire. La mulți ani. Bun venit pe tărâmul Magic Family Fest Island. Duminică, 6 septembrie, vă invităm la concertul de muzică populară și joacă marca Sprint Music, unde veți avea ocazia să-i revedeți pe artiștii dumneavoastră preferați: Romania, Datina, Ionica Moroșanu și Hora. Biletele se găsesc pe iabilet.ro. Mai multe informații găsiți